Salut, camarazi! Astăzi o să vă povestesc despre pârnaia de la Alcatraz din Golful de la San Francisco din Statele Unite și din perspectiva unui fost evadat, pentru că acolo a fost o singură, au fost multe tentative de evadare, dar numai una reușită în 62. Deci, pârnaia Alcatraz era un fel de insuliță în golful de la San Francisco, cam în mijlocul golfului. Pe lângă ea sunt foarte curenți foarte puternici de marini. E un rai al recinilor, să zicem, un paradis al recinilor și apa e foarte rece, deci curenți, apă rece și rechin. Deci, în principiu, aproape imposibil de evadat, dar în 62, cu un an înainte să fie închisă pârnaia, trei înși i-au evadat de acolo, doi frați și cum că unul cu Morris au reușit să evadeze prin inteligență. Pârnaia e făcută, adică toată insulița asta e făcută din gresie, are o lungime de 500 de metri, o înălțime de 41 de metri și o suprafață de 1500 de metri pătrați. Înăuntru erau și oficiile, adică birourile gardienilor, erau și locațiile unde dormeau gardienii, o parte dintre ei aveau și familiile acolo, deci era o atmosferă, să zic așa, sinistră, vă dați seama. Pârnăile americane sunt cam renumite pentru brutalitate, pentru dezumanizare, știți, și la noi se practică, dar acolo e total, e pus pe distrugere tot sistemul. Deci, de-a lungul timpului, această pârnaie a fost descoperită de spanioli, după aia cumpărată de americani, se numea Insula Pinguinilor prima dată. În timpul războiului civil american, prizonierii sudiști au fost închiși acolo așa. După aia, din 1933, această fortăreață, acest fort, a fost remodelat ca o pârnaie pentru deținuții sau criminalii de desperado, să zic așa, de mare risc, între care celebrul Al Capone, după aia celebrul George Kelly, porecrit The Machine Gunman, omul mitralieră, știți că și în America, cum a fost cu Bonnie and Clyde și Dillinger și mulți de ăștia desperado care au terorizat populația și unii aveau bande, unii erau în duiet, mă rog. Deci era o pârnaie făcută numai pe teroare, pe restricții, pe liniștea trebuia respectată. Înăuntru era doar o bibliotecă, un salon de frizerie, bucătăria, o părticică din deținuți care a avut peste 1600 de deținuți de-a lungul timpului, cei mai mulți erau 550 sau 600 în același timp. Cei mai mulți erau pe celule, nu aveau intimitate pentru că erau gratiile alea fără uși. Deci cei care erau fericiți, să zic așa, puteau să muncească la bucătărie, la croitorie, la spălătorie și la... mai era ceva acolo, așa, tâmplărie, mi se pare, da, tâmplărie. Deci croitorie, tâmplărie, bucătărie, spălătorie. Restul erau 24 din 24 pe celulă. Îi scotea de 3 ori pe zi să le dea masa dimineața, la prânz și seara în sala de mese, după aia erau aduși iar închiși. Oamenii, vă dați seama, erau ca niște animale în cușcă, că tot ce făceai vedeau încă 2-3 deținuți din partea opusă, deci neavând ușe, erau doar gratile alea, cum ați văzut prin filme. Deci era foarte inuman, să zic eu așa, n-aveai voie să ai bani, n-aveai voie să ai droguri, dacă amenințai un gardian, dacă vrei să-l corupi, dacă îi vorbeai urât, pedepsele erau foarte brutale, înțelegeți? Vă dați seama că directorul pârnăii era tot timpul în alertă pentru că avea cei mai mari criminali din America băgați acolo la el pe centimetru pătrat, deci funcția lui era o trambulină, la cel mai mic risc zbura de acolo ca director și pierdea cariera. Au fost 39 de evadări de acolo,
dintre care doar una singură reușită din cei care v-am spus. Cei care nu reușeau să evadeze și erau prinși în afară de pușcărie, erau împușcați pe loc. Mai mulți au fost condamnați la moarte. La un moment dat, până anii 60, doi dintre ei care, v-am zis, fiind desperado, nu mai conta, că pentru mulți dintre deținuții de la Alcatraz ziceau că Alcatrazul e iadul, mai bine mor decât să fii închis la Alcatraz. Bine, aveau și primeau și vizite care mai aveau familie, că probabil că mulți care trăiseră ca desperado, ori familia nu-i mai recunoștea, ori erau sărași și n-avea bani să facă cine știe. America e mare, dacă venea de la Philadelphia sau de la Seattle, trebuia să traverseze vreo 2000-2500 de kilometri și nu toată lumea avea bani să facă 5000 de kilometri ca să stea o oră de vorbă la vizită. Deci era și cam aiurea, zic eu, dar mulți erau ca și în România, înțelegeți? Și aia care au făcut jafuri cu bani, cu nu știu ce, când i-au arestat, i-au arestat fără bani. Deci dacă nu și-au programat și nu și-au ascuns bine banii și n-au avut oameni de încredere care să le primească bani, deci erau cu deștul în gură, deci erau la mila lor. Deci mâncarea era așa și așa, li se dătea în fiecare săptămână să pun lame de rasă să bărbierească, li se dătea soluție ca să cureze pe jos, că trebuia să facă curat tot timpul, în fiecare zi trebuia celula ținută în ordine și curățenie, li se dătea așa strictul necesar, hârtie igienică, celulele erau foarte mici, 1,50 m, pe 2,70 m, deci cât era patul și poate o așa un pic să mai treci pe lângă pat. Aveau o chiuvetă, aveau WC-ul și aveau o oglindă de metal să se uită în ea ca să nu o spargă sau să se taie cu ea. Deci era foarte, foarte spartan, să zic așa. Mulți n-au rezistat, unii s-au spânzurat. În 1962, deci doi frați gemeni și cu Morris au pus la cale celebra evadare acolo și ea. Oamenii și-au găurit până pereți, știți? După aia au avut acces la instalația de aerisire, după aia au urcat pe niște coșuri, au fost foarte inteligenți. În noaptea, în general, doi munceau și unul ținea de 6. Vă dați seama, era problema și cu turnătorii, că neavând ușe, te putea auzi din stânga-dreapta, deci puteau să muncească după 12 noaptea, când majoritatea se culcau. Deci e dificilă, dar au reușit și au făcut o plută de niște plasticuri, de niște treburi, au făcut niște figuri așa din pâine, le-au colorat cu vopsea și noaptea evadării le-au așezat acolo, la capătul saltării, ca și cum ar fi fost ei dormind. Au ieșit din celulă, pe aerisire, pe niște coșuri, până la urmă au sărit zidul pârnăii, au ieșit la liber și-au tras după ei și pluta care trebuia să-i ducă la țărm. Și a fost singura evadare reușită, în restul toți au sfârșit împușcați sau n-au reușit, au fost prinși la tentativă. În 2013, unul dintre ei care mai era în viață a trimis o scrisoare la un ziar american și a spus că el e Morris, care a evadat în 62 de la Alcatraz, singurii care au evadat ei trei, și că ceilalți doi au murit, că și el are cancer și e pe moarte. Deci, dar oricum a murit ca un om liber. Acolo, în anii 60, a fost o catastrofă mare. Doi deținuți care erau desperado, nu mai aveau nimic de pierdut, au reușit să păcălească un gardian, l-au lovit, i-au luat cheile, au ajuns la rastelul cu arme sau un armat cu vreo 10-15 puși de asalt și au început să tragă pe acolo și peste tot, s-au baricadat. Au omorât doi ofițeri, doi gardieni la ei, se numesc ofițeri, i-au omorât pe amândoi și vreo 39 au fost răniți. A fost mare circ, s-a aflat în presă, la televiziune, nu știu ce, deci un blamaș pentru directorul pârnăiei. Când s-a terminat, când au terminat gloanțele și au trebuit să predea și i-au prins, au fost executați. Deci tabula rasa, cum să zice, e brutal. Directorul a fost schimbat, a fost un scandal monstru și atunci a început deja să iasă la iveală în presă și în televiziune brutalitatea și bestialitatea care era acolo, că de fapt
sistemul american, statul american își omora cetățenii, adică și ei erau criminali, dar nu toți erau asasini, mulți erau gangster, nu știu ce, dar mulți n-aveau crime. De exemplu, Al Capone n-a avut crime personal, el era șef mafiot, era una, dar el n-avea crime, păi el l-au prins doar pe baza unei înșelăciuni de la fisc, pe baza la aia l-a prins. Deci asta era Alcatrazul, care a rămas de renume mondial. În 62, după evadare, a fost închisă. Acum e o atracție turistică în Golful San Francisco. E foarte vizitată de multă lume. Deci de la pârnaie s-a trecut la turism. Deci o chestie, acum e business, să zicem așa. Deci camarazi, v-am povestit o frescă despre pârnaia, despre Alcatraz, despre evadarea de acolo, cum din perspectiva unei persoane care și eu am evadat. Sper că v-a plăcut, dați share, dați like, faceți abonamente și rămânem împreună precum catarii. Pa, camarazi!